Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Sla trebuie să pună capăt tuturor acestor lucruri pentru că vor să o rănească. Cine nu o merită pe Sla nu merită pe cineva cu răutate sau calități. A fi manipulat este printre bărbații care sunt admirați pentru spații care iau în considerare doar fizicul, dar sunt demn de milă și dezgust. Sla te va ajuta, mergi mai departe, nu te lasa folosit, nu te lasa. Ei au deja fanii ambilor actori enervati și plictisit de atâtea știri și false și adevărate, va rog să fiți seriosi, cu comentariile și atâta publicitate înșelătoare. Fac sa si piarda interesul sa-i acorde mai multă atenție sila pentru a tatea. Poate că amândoi sunt actori buni, dar este o crimă să joci cu demnitatea și reputația unei persoane. Aceste companii de producție sunt mediocre, cum poate proprietarul să se îndrăgostească de un actor și să-l lase atins ca o păpușă, manechin, calutul? De asemenea, este extrem de greșit să credem că o persoană ca Sla se comportă atât de ridicol și întâmplător. Oamenii cred că viața nu va fi însăși. Să așteptăm și să vedem unde va ajunge Halil cu acea lipsă de caracter. Este un Don Juan, dar asta pune capăt tot ceea ce este temporar, doar binele prevalează. Nu știm dacă lui Sla este dor de Halil sau nu, dar Sla este o actriță frumoasă și liberă. Și Sla nu are nevoie de Halil. Sla nu are nevoie atât de Osnurcula, cât și de Nazmie. Pentru că Sla plănuiește să aibă succes și să înceapă noile ei proiecte. Îmi plac mult Sla și Halil pentru că avea un farmec atât de mare, magic, și sunt un fan al lor. Nu-mi pasă de Nanuca, Eznur și Nazmie. Nanuca, Eznur și Nazmie nu mai pot avea grijă de Sla și vor pieri în curând. Îi doresc lui Sla și Halil proiecte de succes și multă dragoste în viață. A primit $1.000.000 de la tatălui Nanuca pentru ca Halil să o scoată pe Sla de pe platou și să se joace cu Nanuca. Halil Ibrahim nu merita niciun premiu, probabil că l-a primit prin fraudă la vot. Pentru ce a valorat pentru Nanuca să fie căsătorit? A fi căsătorit înseamnă respect pentru responsabilitate, dar a meritat o lovitură pentru soț și chiar pentru fiică, dar nu există nicio cale de vină, sunt oameni care nu valorează nimic, cad. Îndrăgostit de unul la 5 minute și din altul și de când avem bani cu aia cumpăram și acoperim totul. Dar dacă fiica ta ar fi tratată atât de rău, ai fi fericit. Ai fi fericit dacă ai fi concediat să faci loc altuia. Ca mamă, dar mai ales ca femeie, se simte mândră că jignește o fetiță, o femeie, cu toată violența pe care o suferă femeile în fiecare zi în toată lumea, și totul pentru că iubește un actor. Eu dar când vom invata noi femeile să ne unim și să ne facem să respectăm, n-am cunoscut niciodată femei ca ea care masacrează o fată de 23 de ani pentru a lua partea unui bărbat de 40 de ani care dă dovadă de mai puțină maturitate. Halil Ibrahim, de ce mai este cu ei dacă oamenii ăștia îl tot deranjează și continuă să lucreze pentru ei pentru că îi place să fie deranjat, se simte superior, dar nu e așa că nu-i pasă de demnitatea lui. Corect, domnul Cristian, dar sunt câteva doamne veninoase tot timpul îl ponegresc, zici că stau în casa cu actorul păcat că au atit a venit este săptămâna mare și ele tot arunca cu o travă sănătate. Adică, este mai bine că Sila a mers și și-a dat-o înapoi la el pentru că a devenit un ciudat cu dansatorul. E o prostie că are celelalte femei pe care le iubește, așa că nu are nevoie de Sila, bine. Pentru că îi spun că l-a trădat dacă ea a fost cea care a părăsit serialul pentru că avea deja o înțelegere cu un alt post de televiziune care a trădat pe cine. Chiar și fanii lui Halil o iubesc necondiționat pe Halil, iar tu ești ocupat cu viața lor, cum poți să-ți bagi pe bună dreptate nasul în relația lor? Chiar și Sila s-a sărutat de 100 de ori cu partenerul pe care îl are acum, ei știu ce vor avea de a face cu viața lor, doar zvonuri. Consideră realizările lor profesionale, nu viața personală. Mi se pare greu când te uit și te ascult, ești un canal nesigur și unilateral, nu te voi mai urmări.
Narcissus, din cauza atitudinilor sale din culise cu Sila, și-a pierdut sprijinul. Chiar acum într-o secvență a afirmat vina este a producătoarei, mă întreb ce drept are acea producătoare, este soția ta sau a fost în trecut depune așa mare presiune pe voi? Tu cit un munte nu poți să-ți aperi viața. De ce nu plecați împreună amândoi, ai lăsat-o pe Seher singură și neajutorată? Sau ai tu o relație cu una dintre cele două vipere? Sau ești copilul la una din ele, nu înțeleg aceste mari presiuni și obligații? Chiar nu mai înțeleg nimic din aceste probleme. Nazmilie, o smurcula și hic, amuzant cum înseamnă de fapt nimic în turcă, și au crezut că vor depăși o fată tânără care s-a dovedit a fi regina jocului care le-a distrus planurile, egourile și le-a umilit ei până în miez. Ea s-a dovedit a fi coșmarul lor care le-a învins existența. Nu se vor recupera niciodată din acea umilință și jenă. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascal Lip.